Salvamont România vă îndeamnă la multă atenție și responsabilitate atunci când sunteți pe munte. Întotdeauna puteți fi expuși unui factor de risc. Întâlnirile cu șerpi pe munte devin din ce în ce mai dese și se produc în cele mai nebănuite locuri trei sferturi dintre mușcăturile de șarpe apar la persoanele care, prin proprie decizie, ating șerpii și sunt imprudente. Șerpii beninoși nu atacă decât atunci când sunt atacați sau surprinși. Dacă locuiți sau călătoriți în zone în care există șerpi, trebuie să îmbrăcați haine ce vă acoperă picioarele. Luați un băț lung pentru a-l folosi la cercetarea vegetației și astfel șerpii se vor speria și se vor îndepărta. Nu pășiți, nu vă așezați pe pământ, nu mutați lespezi de piață înainte de a verifica locul. Dacă ați observat un șar pe la distanță, o l fără a-l provoca, iar dacă este foarte aproape, rămâneți mișcat, pentru că, în general, se îndepărtează singur. Singurele specii de șerpi veninoși din România sunt viperele, răspândite neuniform pe tot teritoriul țării, mai puțin în centrul și sudul Munteniei și Olteniei, dar ajungând în Carpați și la altitudine de peste 2000 de metri. În cazul în care sunteți mușcați de un șat pe veninos, trebuie să cunoașteți câteva informații care se pot dovedi vitale. Ca măsuri de prim ajutor, în primul rând, nu trebuie să faceți mișcare și să nu vă agitați. În caz contrar, ritmul bătăilor inimii crește, circulația sângelui este accelerată și veninul pătrunde mai repede în torentul circulator. Mai bine stați liniștit într-un loc umbrit. Anunțați evenimentul la serviciul unic de urgență 112 și așteptați salvatorii. Izolați termic victima dacă prezintă frisoane, așezați victima astfel încât să mențineți mușcătura sub nivelul inimii, curățați cu alcool veninul de pe lângă rană, puneți un pansament compresiv, nu garou, deasupra mușcăturii către inimă și administrați victimei o aspirină. Hidratați-o doar cu apă și nu administrați alcool, cafea sau energizante. Atenție! Nu se suge veninul cu gura, nu se arde zona mușcată, nu se pune gheață pe mușcătură. Deplasați victima fără ca aceasta să facă vreun efort, doar dacă aveți un mijloc de transport, targă sau mijloc auto. Și doar dacă acest lucru asigură victimei un real avantaj privind timpul în care poate ajunge la o unitate medicală de specialitate.